Mamaia și Vama Veche au fost stațiunile preferate de turiști pentru petrecerea sărbătorilor pascale la malul mării. Aproximativ 40.000 de persoane au fost oaspeții hotelurilor de pe litoralul românesc. Cele mai multe rezervări au fost făcute de vineri până luni. Mii de credincioși au fost prezenți în noaptea de înviere la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, acolo unde arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, a adus lumina sfântă de pe mare. Marea și pământul s-au unit aici, la învierea Domnului, cum s-au unit și la Bobotează. Acum însă, lumina este cu mult mai puternică, pentru că e lumina cerească venită din cer la Ierusalim și adusă acum pe mare aici, ca noi să începem bucuria de pe mare, ajungând pe pământ, mergând la catedrală și să dăruim lumina, care însemnează oferirea sfințeniei coborâtă din cer la fiecare om în parte. Distracția pe litoral continuă pentru turiștii care au ales să-și petreacă toată mini-vacanța la malul mării. Aceeași voie bună îi așteaptă și pe cei care vin pe litoral în această săptămână. Hotelierii speră ca numărul turiștilor să se păstreze același și de 1 mai și chiar să crească, întrucât mulți dintre ei se hotărăsc în ultimul moment să ia drumul stațiunilor de la mare. Pe toți îi așteaptă numeroase surprize pregătite din timp de cluburile din Mamaia. Stațiunea vedetă organizează diverse concerte susținute de numeroși artiști consacrați. Petrecerile se vor ține lanț și în alte stațiuni de pe țărmul românesc al Mării Negre. În această perioadă, 250 de polițiști sunt la datorie. Echipaje ale poliției rutiere, cât și cele de siguranță publică, de investigații criminale, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, supraveghează zilnic zonele cu flux semnificativ de turiști.